Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Îmbătrânirea este un lucru comun al întregii umanități. Cu toate acestea, unii oameni înaintează în vârstă încet și frumos, în timp ce alții îmbătrânesc mai repede și au parte de durere și slăbiciune. Numeroși factori contribuie la rata noastră de îmbătrânire. Genele moștenite, dieta, sedentarismul, alcoolul, tutunul, nivelul de stres. Pe lângă riduri, calviție, probleme de vedere, apar și bolile osteoarticulare, cunoscute sub numele de artroze. Așadar, artroza este o boală degenerativă a cartilajului osos. Acesta îmbătrânește, ceea ce face ca el să nu-și mai îndeplinească funcția corect, să se fragmenteze și chiar să dispară de tot de pe unele suprafețe osoase articulare, ceea ce duce la apariția manifestărilor cunoscute sub numele de reumatism. Printre acestea se numără dureri la nivelul articulațiilor, umflarea acestora, apariția zgomotelor articulare la mișcare și chiar blocarea articulației. Din fericire, există mai multe tratamente. Scopul lor este, pe de o parte, refacerea structurii normale a cartilajului osos și a lichidului sinovial, iar pe de altă parte, ameliorarea simptomelor. Eficiența lor depinde de stadiul bolii și de reacția proprie fiecărui organism. Dar mai multe despre toate acestea vom afla astăzi de la invitații noștri. Este vorba de Mihaela Chitea, medic specialist reumatolog, și Claudiu Chitea, medic primar ortopedie și traumatologie, cu competențe în chirurgie artroscopică. Ambii de la Spitalul Militar de Urgență din Cluj-Napoca. Bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Așadar, stăm astăzi de vorbă cu o familie de medici, soții Mihaela și Claudiu Chitea, cum probabil telespectatorii noștri și-au dat deja seama. De aceea v-aș întreba pentru început, așa ca să vă mai acomodați cu atmosfera platoului, cum e viața într-o familie de medici? Locuiți împreună, lucrați în același loc și am să-i dau întâietate doamnei. E și frumos, e și greu în același timp, pentru că vrând nevrând ne confruntăm de aceleași probleme și acasă și la servici, pentru că avem pacienți comuni și atunci, fără și atunci să vrem, continuați și acasă discuțiile? Bineînțeles, și acasă și la servici, chiar și în timpul orelor de servici, atunci când nu este în sala de operație, bineînțeles că ne consultăm, ne ajutăm. Da, mai ales că așa cum spuneați, cele două discipline se completează și practic se lucrează împreună pentru rezolvarea problemelor. Cum e, domnul doctor? Cum faceți să nu vă plictisiți de soția dumneavoastră pe care o vedeți și acasă și la serviciu? Eu zic că e un avantaj, pentru că, după cum ați spus dumneavoastră, practic sunt două specialități care se completează. Cu alte cuvinte, avem nevoie unul de altul și la servici. E foarte ușor din punctul ăsta de vedere să poți, în momentul în care ai nevoie de un, din punctul meu de ortoped, din punctul meu de vedere, să poți, când ai nevoie de un medic reumatolog pentru a consulta pacientul, să, din punctul de vedere, mie e ușor. Sunați uneori pe soție să o întrebați chestiuni care țin de reumatologie? De obicei ne prezentăm pacienții și sunt trimiși la consult și sunt văzuți și de câteva date, evident, furnizăm câteva date și ulterior, practic, celălalt va consulta pacientul și ulterior, după ce se consultă, dacă e nevoie, iarăși discutăm pentru a ne lămuri, pentru a clarifica situația. Tocmai de asta eu zic că este un avantaj pentru noi. Da, așa spunea și soția dumneavoastră. Și se întâmplă de multe ori ca un pacient cu probleme reale ortopedice care mă depășește să ajungă la mine și viceversa, un pacient cu probleme de reumatologie în stadiu incipient sau să ajungă la el și atunci... Normal că îl veți trimite la cel mai bun reumatolog pe care îl cunoașteți în familie. Și pe care îl aveți în familie. Vorbim astăzi așadar despre aceste artroze sau reumatism, cum îl știm noi în popor. Și spuneam că, în primul rând, înaintarea în vârstă, dar și moștenirea genetică își spune cuvântul. Cu toate acestea, nu toți au aceste probleme. Ce alți factori de risc mai sunt implicați în apariția artrozelor, doamna? E adevărat că există numeroși factori de risc care contribuie la declanșarea procesului artrozic, de fapt la degradarea cartilajului articular. Artroza este o boală progresivă, este invalidantă, este de fapt caracterizată prin degradarea cartilajului articular până la dispariția acestuia. Bineînțeles că poate să apară și hipertrofia osului marginal, poate să apară scleroză subcondrală și, bineînțeles, modificări inflamatorii la nivelul membranei sinoviale și și capsulei articulare. Practic, toate structurile articulare sunt afectate. Pe lângă vârstă, pentru că senescența este un factor important, se degradează
cartilajul articular, capacitățile, de fapt, morfofuncționale acestuia, factorul genetic. De multe ori se prezintă un pacient la cabinet și întrebându-l, dar și mama a fost protezat de, mama a fost protezată de genunchi, și tatăl meu mi-aduc aminte că avea niște noduli artrozici. Există și alți factori importanți, cum ar fi traumatismul minor sau major repetat, care la fel induce o afectare condrocitară și ulterior moartea celulară și atunci se degradează cartilajul articular, supra-solicitarea sau supra-încărcarea articulară, care la fel poate să genereze zone de stres mecanic, care ulterior duc la o degradare precoce articular, a cartilajului articular. Nu în ultimul rând aș menționa obezitatea, care este un factor de risc mai mult pentru, pentru că și în acest caz sunt supra-solicitate articulațiile. Acum există un cerc vicios. Artroza poate induce hipomobilitate și sedentarism și la fel supra-încărcarea cu greutate poate să inducă degradarea cartilajului articular. Mai citeam de asemenea de tulburări inflamatorii, metabolice, vasculare, endocrine. Sigur, există. Acestea determină, de fapt, niște artroze secundare pentru că distrug cartilajul articular și atunci, printre acestea, orice artropatie de tip inflamator, cum sunt la noi poliartrita reumatoidă, artrita psoriazică, spondilita anchilozantă, modificări metabolice, guta, condrocalcinoza, modificări metabolice, da? Cum am zis, modificări endocrine, poate să apară la pacienți cu gută, pacienți cu diabet zaharat, pacienți cu hipo sau hipertiroidism. Deci este un cortegiu semnificativ de factori. Acum, de boli metabolice care favorizează probabil apariția acestei artroze. Ați început deja să ne spuneți de câte tipuri este și am să-l rog pe domnul doctor să ne facă pe scurt o clasificare a acestor artroze. Artrozele sunt împărțite în două mari categorii, oarecare și factorii de risc au fost prezentați în acest fel. În prima categorie și cele mai numeroase sunt artrozele primare, în care nu se poate spune cu exactitate un factor care a declanșat artroza, care a determinat apariția artrozei. Aceste artroze apar la pacienții vârstnici, la pacienții la care nu se poate preciza exact o cauză. Rolul familial în această situație are un rol important. Deci acestea sunt artrozele primare. A doua mare categorie. Cam în ce procent se întâlnesc aceste artroze în rândul populației? Artrozele primare se întâlnesc mai frecvent la persoanele vârstnice. Și dintre acestea cam câte? Dintre acestea, deci dacă putem spune persoane peste 75 de ani, un procent de peste 80% din persoanele peste 75 de ani prezintă modificări radiologice în diferite stadii, modificări artrozice radiologice în diferite stadii. Și un procent foarte, foarte ridicat. Foarte mare. Pe sexe am înțeles că sexul feminin este mai afectat. Da, sexul feminin datorită obezității, datorită modificărilor hormonale, datorită sedentarismului, datorită greutății. Bun, artrozele secundare, cele care apar în urma unui traumatism sau supra-solicitări? Artrozele secundare au mai multe cauze. Evident că un traumatism major care produce o fractură la nivelul articulației, în timp se produce o artroză la nivelul mai precoce, o artroză la nivelul articulației respective, datorită faptului că oricât de bine este redusă, oricât de bine consolidează, apare o mică denivelare la nivelul focarului de fractură. Și în timp se produce uzura prematură articulației, comparativ cu situația în care fractura n-ar fi avut loc. Sau traumatisme repetate și de mică intensitate, care evident că în timp vor uza prematur cartilajul de la nivelul articulației respective. Și ne mai spunea doamna doctor de poliartrita reumatoidă, care are alt mecanism de producere, este o boală autoimună, dar despre care vom trece mai ușor așa peste ea. Haideți să discutăm despre aceste artroze primare, pentru că sunt, iată, foarte frecvente în cadrul populației de peste 75 de ani, spuneați că peste 80%, dar, din păcate, și persoanele mult mai tinere se plâng de aceste dureri
de genunchi, de șolzi și de coloană. În special, acolo sunt probleme. Dar în afară de aceste articulații, care sunt alte posibile localizări? Teoretic, orice articulație poate suferi un proces degenerativ. Deci, altfel spus, la nivelul oricărei articulații poate apărea o artroză. Cum ați spus dumneavoastră anterior, mai frecvent sunt afectate articulațiile membrului inferior și coloana vertebrală, datorită, foarte ușor de înțeles, datorită sprijinului, datorită greutății. Și o articulație la nivelul membrului inferior este mai greu tolerată, din același motiv. Faptul că ne sprijinim și gravitația, greutatea, trebuie să mergem. Dar în teoretic, orice articulație este, poate și chiar este afectată de un proces degenerativ. Foarte multă lume confundă artroza cu artrita. Să ne explicați, doamna doctor, care este diferența între acestea două. E adevărat. Deci artroza este de fapt un reumatism degenerativ. Dar să nu uităm că în orice moment o artroză se poate transforma într-o artrită. Adică poate să apară un proces inflamator, poate să apară semne celsiene, căldură, tumefacție, poate să apară o tumefacție a părților moi articulare, epanșament articular, apare lichid articular și atunci, inevitabil, orice artroză se poate transforma într-o artrită. Noi vorbim de așa zisă artroză reactivată. De fapt, este o artroză într-un puseu acut. Am înțeles, sper că au înțeles și telespectatorii noștri. Să menționez aici, deci în cele două, diferența între artroză și artrită, evident că diferența între artroză și artrită septică este clară și diferențele sunt semnificative. În momentul în care este artrită septică, deja este un proces infecțios la nivelul articulației. Deci diferențele sunt clare și fără niciun, deci nu se pot confunda. Sigur, principalul inconvenient este durerea. Ne dor genunchii, ne doare șoldul, ne doare spatele, mâinile. Acele mâini noduroase fac parte tot din categoria artrozelor. Vedem la unele persoane în vârstă mâinile aproape oblice, îndoite din poziția lor normală. Pe lângă durere, ce alte simptome pot să apară, sigur, în funcție de stadiul bolii? E adevărat, trebuie precizat de la bun început că în procesul artrozic durerea este de tip mecanic. Deci ea apare la efort și la mișcare, da? Este ameliorată în repaus, poate să aibă intensități diferite. La un procent foarte mare de pacienți pot să fie dureri și nocturne și în repaus. Este meteodependentă, dar pe lângă durerea de fapt este simptomul important, este motivul pentru care vine pacientul la cabinetul medical. Și doar durerea aceea e insuportabilă, pentru că o perioadă bună de timp răbdăm și mergem înainte cu tot felul de alifii și o să vorbim despre ele. E adevărat. Poate să apară redoare articulară matinală, pacientul adică se trezește cu amurțeală, da, cu o limitare a mobilității, poate să apară limitarea mobilității, care la început este antalgică, pacientul involuntar nu-și utilizează membrul respectiv sau articulația și în timp apar modificări nedorite, inclusiv până la anchiloză. Probabil asta într-un stadiu mai avansat al bolii. Așadar, durerea este principalul simptom care îl aduce pe pacient la medic, dar, sigur, pentru că spuneați că artroza este meteosensibilă, adică ea se agravează, să spunem așa, în condiții de frig și umezeală. Artrita, în schimb, cum reacționează la schimbările meteo? Artrita, cum spuneam și un pic mai devreme, deci artrita, procesul septic, n-are legătură cu vremea. Modificările meteorologice. Procesul, deci asta este încă un criteriu pe baza căruia se pot departaja mai puțin. Cele procesul infecțios este procesul, se pune în evidență un anumit germen la nivelul articulației respective. N-are legătură. Dar am înțeles că nu tot timpul apare un germene ca să fie artrită, ci doar acea inflamare, umflare și poate deja să se transforme din artroză în artrită. Am înțeles bine? Da. E adevărat. Da. Așadar, iată, artrozele sunt meteosensibile, sunt accentuate, durerile sunt accentuate pe vreme rece și umedă, de aceea iarna suferim mai tare.
Haideți să vedem ce metode de investigație există pentru a se pune diagnosticul diferențial. Iată că dureri de articulație apar poate și în alte afecțiuni. Evident, primul lucru care se, în momentul în care se prezintă un pacient la cabinetul medical, primul lucru este un examen clinic și o anamneză. Examenul clinic, cum ați precizat anterior, la nivelul articulației se pot pune în evidență crepitații, așa zisele scârțituri la nivelul pornituri, la nivelul articulației. Se pune evident, pacientul poate menționa blocaje la diferite stadii, dacă s-au desprins fragmente de cartilaj, în momentul sau osteofite. Asta cum vă dați seama dacă s-au desprins fragmente de cartilaj? Nu se poate, deci efectiv prin anamneză pacientul descrie blocaje intermitente sau în cazul unui examen RMN. În momentul în care se pune în evidență corp liber între articulari. RMN-ul nu este o examinare, este un examen de înaltă performanță, nu se face de rutină pentru a pune în evidență o artroză. Pentru diagnosticul, și poate cu asta ar fi trebuit să încep, pentru a pune diagnosticul de artroză și pentru a stabili și stadiul artrozei, pentru a vedea modificările osoase care s-au produs la nivel articulației respective, dacă membru respectiv s-a produs dezaxări, este examenul radiologic. Este o examinare clasică, simplă și cea mai veche metodă. Dar care este cea mai eficientă? Pentru a pune diagnosticul este suficient. Evident că trebuie completată examinarea în momentul în care pentru diagnostic diferențial, pentru a pune în evidență, cum am zis, un corp liber în articulație, o altă modificare la nivelul articulației respective, ne putem folosi și de alte metode, RMN, ecografie, dar pentru a stadializa... Și artroscopul, nu? Îl puteți utiliza? Artroscopul, deja, artroscopia nu putem să spunem că nu este o tehnică, o metodă diagnostică, ci mai degrabă o terapeutică. Am mai spus și în alte emisiune, am vorbit despre artroscopie. E bine să reluați anumite informații. Da, artroscopia se folosește în scop diagnostic, pentru scop terapeutic. Pentru a îndepărta acești corpi liberi din articulație. Deci, întâi, dacă suspicionați existența acestor corpi liberi, îl trimiteți la un RMN. Exact. Iar apoi, dacă suspiciunea se confirmă, se vor extrage cu ajutorul artroscopului. Exact. Sau se rezolvă alte leziuni la nivelul articulației respective, cum am spus la emisiunile respective, cu leziuni de menisc și la nivelul cartilajului se îmbunătățește, se stabilizează leziunile de cartilaj. Se pot face diferite tehnici de rezolvare a leziunilor. Poate artroscopia, și asta chiar aș vrea să o punctez, artroscopia, pentru că modificările, cum zicea anterior soția, modificările articulației sunt, în timpul artrozei sunt afectate toate structurile articulației. Dar în momentul în care se produc modificări, care se văd radiologic, modificări osoase, deja artroza este într-un stadiu cel puțin moderat. Cu artroscopul se poate surprinde o artroză, putem spune, chiar la debut, în care leziunile sunt efectiv doar la nivelul cartilajului, ceea ce este un lucru bun, pentru că se poate interveni, se pot face diferite tehnici de microfracturi, stabilizări, debridări, mozaic plastie, sunt multe tehnici prin care se încearcă să se de a preveni destul de rău de spus, dar măcar se întârzie foarte mult evoluția artrozei. Am înțeles. Așadar, metoda standard, să spunem, de investigație este radiografia clasică. Dacă pacientul are, eu știu, probleme mai grave, se trimite la o rezonanță magnetică, iar dacă apoi constatați că e nevoie de artroscop, puteți interveni chiar și în cazul acestor artroze. Dar până să ajungem la intervenții minim invazive, cum este aceasta, și apoi poate chiar mai complexe când e nevoie de artroplastie, de schimbarea articulației, sigur, toți încercăm tot felul de unguente, de antiinflamatoare, și am să vă rog pe dumneavoastră, doamna doctor, pentru că sunteți specialist reumatolog, în primul rând, dacă o persoană are dureri de articulații, cărui specialist ar trebui să se adreseze prima dată? Acum, așa cum ați spus, artroza este
ar trebui să aibă o abordare interdisciplinară. Deci ar trebui să fie tratat atât de medicul de familie, de medicul reumatolog, de medicul de medicină fizică și recuperare și de medicul ortoped. Pentru deci că primul pas fiecare, e da, ar medicul de familie. Adreseze medicului de familie. Care va ști probabil unde să-l trimite. Care îi va iniția un tratament simptomatic, pentru că principala rațiune a tratamentului este combaterea durerii, da? Și ulterior, în funcție de stadiul bolii, dacă îl poate preciza sau nu, adică să-l ajute pe pacient să facă radiografii, va fi trimis la medicul specialist reumatolog în funcție de leziunile evidențiabile găsite radiologic, la medicul de medicină fizică și recuperare sau la ortoped în cazurile cazuri în care necesită mai grave intervenție chirurgicală. Dacă o persoană aude acele pocnituri la nivelul unei articulații, dar nu are dureri, nu e un motiv semnificativ de îngrijorare. Acele pocnituri poate să apară efectiv datorită trecerii elementelor musculare, tendinoase, peste suprafețele osoase. În momentul în care apare durerea, atunci este o problemă. Deci el trebuie să se prezinte la medic ca să se stabilească clar etiologia durerii. Care este cauza durerii? Așadar, doar acele pocnituri, fără durere, cum spuneați, nu reprezintă neapărat motive de îngrijorare. Haideți să vedem care este strategia terapeutică, așa cum ne spuneați. Primul pas este să scape omul de durere. Care sunt acele medicamente care ne scapă de durerile de articulații? Dacă e bine să luăm și cât, pe ce perioadă putem să le luăm? E adevărat. Din păcate, această afecțiune este mult timp asimptomatică. Poate să treacă luni sau chiar ani de zile până să apară primele simptome sau până să apară primele dureri. Nu există o corelație între simptomatologia pacientului și leziunile instalate. Ar trebui ca pacientul să urmeze un tratament modulat, să urmeze niște măsuri preventive, deci un tratament non-farmacologic, un tratament farmacologic și chirurgical. Dacă ne referim la non-farmacologic? Măsuri preventive, da? Pacientul să facă exerciții fizice regulate, să fie conștient de boala respectivă, de evoluția bolii, chiar și de caracterul invalidant al acestuia, să scadă în greutate, dacă este supraponderal sau obez, să nu supra-solicite articulația, adică să atât profesional, casnic sau sportiv, pentru că se întâmplă și în astfel de situații, să... Bun, să spunem că respectă toate aceste îndrumări și totuși nu scapă de dureri. Atunci trebuie să îl ajutăm medicamentos, da? Sau fizical. Acum de partea fizică se ocupă colegii de la medicină fizică și recuperare și balneologie. Dacă nu scapă de dureri, avem mai multe modalități terapeutice pentru a-i cupa, de fapt, durerea. Că el bun, vine, haideți să explicăm ce clase de medicamente, pentru că nu vom putea să le denumim exact, dar din ce categorie fac există parte? Există medicamente care se pot administra topic, așa cum ați spus de la început, sistemic sau intraarticular. Analgezicele și antiinflamatorile non-steroidiene sunt, de fapt, cele mai uzitate în această boală. Așa este. Ele și trebuie însă, din păcate, uzitate secvențial, adică trebuie să fie o anumită perioadă, da? Pentru că și artroza este o boală cu evoluție ondulantă, trebuie să ținem foarte mult cont de vârsta pacientului, de comorbidități, de efectele adverse ale medicamentului. Să nu uităm toxicitatea renală, hepatică și digestivă. Pentru exact, că sunt... despre asta este vorba, pentru că aceste antiinflamatoare nesteroidiene atacă mucoasa gastrică și atunci scapă de una și dă de alta. Acum, depinde pacientul de vârstă, depinde de comorbidități. În general, se iau în cure de 7, 10, 14 zile, cure pe care pacientul și le poate autoadministra dacă reapare durerea. Pentru că, trebuie așa cum să le ia în timpul meselor, după mese, deci, tocmai pentru a-și acum proteja sunt anumite celelalte medicamente organe care se iau înainte de masă, dar de obicei antiinflamatorile nesteroidiene se iau după masă. Da? Pacientul trebuie să aibă un regim alimentar hiposodat, iar în cazul în care sare, sunt cât mai puțină antiinflamatorii non-steroidiene care pot da tulburări digestive, trebuie să folosească un inhibitor de pompă de proton, un protector gastric. Care îi se va recomanda chiar de către reumatolog, nu? Bineînțeles. Dacă îi se prescrie acel medicament, îi veți atrage atenția și că trebuie să iei și acest protector al mucoasei gastrice. Ce părere aveți de aceste unguente? Există foarte multe unguente naturale,
cu venin de albină, cu curcuma, cu ghimbir, cu cartilaj de rechin. Acum, există o anumită toleranță individuală. N-aș putea să zic că recomandându-le, tuturor le merge la fel, tuturor le merge foarte bine. Pacienții le folosesc, unii răspund extraordinar de bine doar după administrarea topică, fără să mai fie necesar să-și administreze analgezice sau antiinflamatorii. Deci doar după unguente. Alții, din păcate, vin și spun, doamna doctor, am folosit zeci de creme, unsori aduse și din străinătate și așa mai departe, da, care sunt nu multe. M-au ajutat absolut deloc. Acum, probabil că depinde și de gradul de artroză, și de stadiul de bolii. Stadiul bolii. Ele, clar, ajută și ameliorează durerea. De asemenea, durerea. Există tot felul de pastile care spun că previn apariția artrozelor. Da, vis-a-vis și de o propoziție aș vrea să adaug, vis-a-vis și de unguente, depinde foarte mult și articulația la care este tratată. Genunchiul, de exemplu, este sau glezna, este o articulație superficială. Răspunde mult mai bine la un tratament cu un unguent local, pe când șoldul, care este acoperit de un țesut muscular, foarte rău poate să pătrundă până la nivelul articulației. Deci, și depinde și de articulație, și de stadiul bolii, și de persoana în cauză, pentru că unii reacționează bine, așa cum doamna doctor a sesizat de-a lungul anilor, iar alții nu răspund. Citeam de asemenea de acidul acesta hialuronic, pe care îl avem în aproape toate țesuturile și fluidele din organismul nostru, și citeam că la persoanele care sunt predispuse la artroze, acele persoane elimină de 17 ori mai mult acid hialuronic prin urină decât celelalte. Am putea să venim cu acidul hialuronic acesta, pentru că există și pastile cu astfel de substanțe din exterior, și astfel să ajutăm articulația să nu se degradeze atât de repede? Pe lângă clasa de medicamente prezentată anterior cu antiinflamatoarele, nesteroidiene sau tratamente antialgice, există și categoria de medicamente, așa numitele condroprotectoare, din care face parte și acidul hialuronic, care glucozamina se poate, exact, glucozamina și condroitina, exact, care se pot administra, acidul hialuronic inclusiv injectabil, pentru care rămâne acidul hialuronic, se găsește în lichidul articular și atunci practic se injectează pentru a cu efect de vâscă elastică, exact, de lubrifiere, de lubrifiere articulației respective. Și este mai eficient dacă este injectat probabil direct acolo. Este mai eficient în zona cu problemă. Practic, cum a zis dumneavoastră, lubrifiază articulația, suprafețele articulare alunecă, mai bine nu se uzează așa de repede cartilajul. Protejează în felul acesta cartilajul. Dar luate respectiv pe cale orală aceste pastile, care să spunem, și ar fi bine să le spuneți ce trebuie să conțină aceste pastile care să-i ajute în protejarea articulației, pentru că sunt foarte multe. Substanțele de bază, practic, care trebuie să, pe care le conțin majoritatea condroprotectoarelor, sunt cele două menționate anterior, glucozamina și condroitina. Dar e suficient? Asta există, era întrebarea. Sau trebuie să existe și acest colagen sau acid hialuronic? Ar fi bine dacă ar exista, și probabil că sunt preparate, și nu probabil, există preparate în momentul de fiecare. Există, de cu toate trei. Pe piață, cu toate trei, numai că, din păcate, fiind considerate suplimente nutritive, nu au o recomandare fermă. Deci, beneficiul nu este întotdeauna cel scontat la fiecare pacient. Este un tratament de durată, din păcate, și într-adevăr, la mulți pacienți, să știți că administrându-le această combinație și combinație, vin și spun, să știți că mă simt excelent, mă simt mai bine, s-a îmbunătățit mobilitatea articulară și nu mai am durerile pe care le-am avut când m-am prezentat la dumneavoastră. Și fiind în categoria suplimente nutritive, nici nu sunt pe lista de medicamente compensate. E un aspect pe care trebuie știut de către pacienți. Fac parte din suplimente nutritive. Aceste combinații de medicamente protectoare ale articulațiilor, e bine să fie luate preventiv sau doar când boala s-a instalat, își fac efectul și într-un stadiu mai avansat al bolii? Condroprotectoarele își fac efectul în artrozele ușoare sau moderate. În artrozele avansate... Deci la persoanele, să spunem, mai tinere. Mai tinere,
Artroza să fie, că artroza poate să fie într-un stadiu moderat și la persoane dacă debutează mai târziu și la persoanele vârstnice. Deci să fie o artroză ușoară sau moderată. Deoarece în momentul deci nu ține artroza, de vârstă, ci de stadiu bolii. Exact, de modificările artrozice, pentru că modificările se produc odată cu artroza avansată, articulația nu soluțiile articulare nu mai sunt congruente, nu mai sunt plane, nu mai sunt, și în momentul respectiv nu se poate interveni. Deci artroza din momentul respectiv evoluează. Nu se poate interveni nici local, nici general pentru a opri evoluția. O să discutăm ce se poate face în cazul în care boala evoluează, atât la nivelul genunchiului, cât și la nivelul șoldului, pentru că sunt cele mai afectate articulații, dar dați-mi voie ca din acest moment să-i anunț pe telespectatorii noștri că pot și ei interveni în cadrul emisiunii noastre, sunând la numărul de telefon 0264 420135 pentru a adresa întrebări invitaților noștri de astăzi. Este vorba de Mihaela Chitea, medic specialist reumatolog, și Claudiu Chitea, medic primar ortopedie și traumatologie cu competențe în artroscopie. Discutăm despre artroze, despre cauze, factori de risc, am povestit deja și am ajuns la tratament. Este aspectul cel mai important și cel mai interesant pentru telespectatorii noștri, pentru că noi așa vrem să scăpăm de acele dureri. Așadar, într-un stadiu incipient merg și unguentele și medicamentele, ar mai fi de precizat o situație de injectare intraarticulară, pentru că fără să vrem, suntem nevoiți să-i ajutăm pe pacienți făcându-le infiltrații intraarticulare cu glucocorticoizi, numai însă această măsură nu ar trebui să fie abuzivă. Este destul de controversată, însă una, două, până la 3-4 infiltrații intraarticulare pe an se pot uzita, deci se pot folosi. Și scapă de dureri sau reușesc și să stopeze aceste infiltrații, evoluția bolii? Doar pentru ameliorarea durerii. Doar pentru ameliorarea durerii. Chiar există, în sensul ăsta, există păreri, părerile sunt împărțite vis-a-vis de injectarea în articulație cu corticoizi, pentru că sunt studii în care se spune că slăbește rezistența cartilajului și că în prima fază ar ajuta pacientul prin ameliorarea acuzelor locale, dar ulterior ar contribui în oarecare măsură. Dar, cum spunea și soția anterior, dacă nu se abuzează și una, două, trei injecții pe an, efectele nu sunt... Deci medicamentul se poate folosi. Exact. Avem o primă telespectatoare, îi spunem bună seara doamnei Irina din Baia Mare. Alo, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Aș dori să adresez o întrebare domnului doctor. Da, vă ascultă! Anul trecut eu am fost la dânsul în Cluj. Spuneți! Voiam să vă spun că anul trecut am fost la dânsul în Cluj și am avut probleme cu la un genunchi, o leziune de menisc. În urma tratamentului mi-am revenit, deci nu a fost nevoie de intervenție. Dar am probleme foarte mari la tot la același picior cu șoldul, cu încheietura șoldului. Ce vârstă aveți? 52 de ani. Da. Și în urmă cu 4 ani am suferit o intervenție chirurgicală la coloană. Am înțeles. Aici, în momentul ăsta, ar trebui făcut un, cum am zis și anterior, diagnosticul trebuie stabilit cu exactitate. Cu exactitate. În primul rând, trebuie un examen clinic. Se poate constata prezența modificărilor, limitarea durerile, să, mai ales că dânsa aveți și probleme la nivelul coloanei. Acum s-au rezolvat, s-a intervenit chirurgical. Da. Deci trebuie făcută practic un diagnostic diferențial între durerea să nu fie de cauză cauzată de afecțiunea șoldului sau a coloanei. Aici trebuie făcut un diagnostic diferențial. Dacă durerea este la nivelul șoldului, trebuie făcut o radiografie. Și în momentul ăla se stabilește dacă este prezentă o artroză sau nu. În cazul în care
Și evident se prescrie un tratament. Dacă durerile nu sunt, dacă nu există modificări artrozice, am menționat de examenul RMN doar la nivelul genunchiului, dar și la nivelul șoldului, mai ales că dânsa e o persoană tânără. Deci la nivelul șoldului, dacă nu sunt modificări artrozice, iar durerile continuă să fie prezente după tratament, după tratamentul de 7-10 zile, trebuie făcut un RMN. Pentru că la nivelul șoldului poate fi prezentă o necroză de cap femural, care în stadiul 1 este stadiul preradiologic, este stadiul în care nu sunt modificări radiologice și este chiar de dorit în cazul în care există o necroză de cap femural să fie surprinsă în acest stadiu, pentru că se poate face o intervenție de mică amploare și se poate preveni evoluția bolii respective și astfel să nu ajungă la proteză. Deci primul sfat și prima indicație este să se adreseze medicului de familie ca exact, să-i dea un tratament și să... Și un, o trimitere eventual, la o radiografie, exact, mă gândeam. La o radiografie sau la un medic specialist, la un ortoped. La un ortoped. Exact. Exact. Așadar, doamna Irina, ați auzit. Mulțumesc frumos. Ce trebuie să faceți? Mulțumim și noi pentru că ne urmăriți și vă dorim multă sănătate. Pentru că doamna din Baia Mare, telespectatoare, a adus vorba și despre coxartroză, artroza șoldului, de asemenea frecvent întâlnită, în acest caz, pe lângă durerea locală, unde mai poate să apară durerea? Cum am zis anterior, durerea principală este localizată la nivelul șoldului, dar durerea poate fi resimțită la nivelul genunchiului, deci poate iradia pe membru respectiv. Trebuie făcut diagnosticul diferențial cu durerea, cum am zis și anterior, cauzată de afecțiunea ale coloanei. Dar și asta se face cu ajutorul unei rezonanțe magnetice? Examen clinic. Sunt manevre specifice care se fac pentru teste de elongație pentru coloană, anumite mișcări și pentru a vedea dacă durerea este cauzată, are ca și cauză afecțiunea la nivelul șoldului și în funcție de ceea ce se găsește la examenul clinic, se merge cu investigația pe șold, respectiv pe coloană. Nu de puține ori problema este necesar vine de la coloană. Și de la una și de, sau de la amândouă. Și de la alta, și atunci da. Este o situație destul de delicată pentru că trebuie apreciat care zonă este, de fapt, cea care produce durerea și care este intervenit. Cauza principală. Exact. Trebuie intervenit. Mai avem o telespectatoare, îi spunem bună seara doamnei Maria din Cluj. Bună seara. Vă ascultăm. Aș avea o rugăminte de domnul doctor sau de doamna doctor să mă sfătuiască. Am căzut în noiembrie și m-am lovit la picior și la coloană. Am două inele deplasate, dar mai e mare problema că am tendonul rupt la umăr. Și... Iată încă o articulație care... Are de suferit? Da. Am făcut fizioterapie la piață, la piață și am făcut și infiltrație și totuși nu îmi revine mâna și când mișc mâna noaptea în pat, îmi pocnesc umerii. Cine v-a zis că aveți tendonul rupt? Ați fost văzută de medic? Da. Și v-a spus, s-a făcut vreo investigație? Da, mi-au făcut radiologie. O radiografie, am înțeles. Da, și am și depunere de calciu între opte. Am înțeles. Dar deci... când mișc mâinile noapte așa să le fac, îmi pocnesc ceva acolo în umeri și mă dor. Am înțeles. Iau gabaran... Și Doreta. Nu putem să spunem nume de medicamente, vă rog frumos. Mă scuzați, da, mă rog. Deci aici... Dar a înțeles, domnul doctor, care e ideea că nu v-a trecut, deși ați făcut fizioterapie, ați luat și medicație. Da. Ce aici, ar trebui să aici, facă? Aici, în cazul doamnei,
Pot fi, deci trebuie avut în vedere trei aspecte. Odată, într-adevăr, faptul că simte că pornește, prezența sau nu a artrozei, că de fapt asta este tema de astăzi, prezența sau nu a artrozei la nivelul umărului, faptul că la nivelul, la examinarea radiologică s-a constatat depuneri de calciu, pot fi depuneri la nivelul tendonului, de care doamna zice foarte probabil tendonul supraspinos și este tendinită calcifiantă, sau poate fi o inflamație a tendonului respectiv sau chiar tendonul respectiv să fie rupt. Radiologic sunt criterii la care te pot determina să te gândești la o ruptură de tendon, dar mai puțin. Pentru a pune în evidență ruptura unui tendon, cum am zis, cel mai frecvent supraspinos la nivelul umărului, sunt două examinări care trebuie făcute. Am menționat o oarecare măsură între examinări și ecografia. La nivelul umărului chiar are un rol foarte important. Și soția știe mai bine, pentru că face, are competență în ecografie și face ecografii, încă un motiv prin care colaborăm și mă ajută cu pacienții, pentru că... Deci ce îi recomandați doamnei Maria, doamne, din Cluj? Evident, deci e foarte rău să stabilim un diagnostic în felul ăsta prin telefon. Deci, în mod normal, trebuie făcut un consult, un examen de specialitate, mai nivelul umărului e destul de delicat. Radiografia a spus că a făcut. Radiografia are făcută, un examen de specialitate. Da, și acolo scrie ruptură de tendon gradul 3. Și o ecografie. Ar trebui, iată, și o ecografie dacă, să faceți. Și în funcție de rezultatul ecografic, se poate merge și la acest nivel cu un RMN. Un examen RMN în care se văd efectiv toate structurile. Și de-abia după aceea puteți să-i spuneți exact dacă ce e de făcut. Exact. Dacă tendonul este rupt, se poate opera. Îi mulțumim doamnei Maria să nu o mai ținem la telefon, pentru că ne urmărește. Sperăm că i-am fost de folos, măcar cu aceste sfaturi. Și mai trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că se pot adresa spitalului militar, chiar dacă nu sunt în cadrul armatei. Trebuie doar să vină cu un bilet de trimitere de la medicul de familie. Așadar, dacă doamna Maria dorește, poate să facă ecografia la doamna dr. Mihaela Chitea. Revenind la tratamentul artrozelor, noi am vorbit mai mult despre genunchi, dar probabil că este același pentru toate articulațiile. Dacă cu unguente nu am reușit, cu medicații antiinflamatoare, antialgice nu am reușit, cu acele infiltrații de corticoid sau acid hialuronic nu am reușit, mai există această terapie vampir, mai nouă, așa. Cât de eficientă este? Și spuneți-ne dumneavoastră despre ce e vorba. Aceasta cu plasmă îmbogățită cu trombocite. Da, exact. Face parte din aceeași categorie cu acidul hialuronic. Se recoltează sânge de la pacient, se centrifugează și se introduc factorii de creștere la nivelul articulației. Deci se folosește materialul pacientului, exact, să spunem așa. Cât de eficientă este? Eficiența este... Pentru că citeam despre unii fotbaliști care au apelat la această metodă și și-au recăpătat mobilitatea. Da, ajută în același mod. În orice stadiu al bolii? Nu, în stadiile ușoare sau moderate. E bine de precizat. În stadiile avansate, dacă acidul hialuronic poate ajuta în oarecare măsură, pacientul poate simți o îmbunătățire, dar cu plasmă nu ajută. Nu. Deci doar în stadiile incipiente. Mai avem o telespectatoare la telefon. Din păcate, nu a avut puțintică răbdare. Revenind la cazurile mai grave, dacă vorbim despre genunchi, în ce situații se impune artroplastia sau schimbarea articulației cu una artificială? Exact. Deci, ca și tratament chirurgical, ați menționat artroplastia, este practic intervenția chirurgicală majoră care se practică la nivelul articulației în cazul artrozei și cea mai răspândită. Înseamnă, practic, înlocuirea articulației afectate cu una de metal, cum ați menționat și dumneavoastră. Sunt acum, materiale sunt de multe categorii, discutabil aici. Există una dintr-un material care putem să spunem că e cea mai bună? Sau care e cel mai bun material? E greu de spus.
Greu de spus, adică să spui că e cea mai bună. Evident, contează foarte mult, acum deja sunt alte tehnice, contează foarte mult coeficientul de frecare, pentru că se uzează protezele respective și astfel uzura, cu cât se uzează mai greu, cu atâta proteza este mai bună. Sunt cele cu cuplu de frecare, ceramică, sunt cele mai folosite. Dar aici deja sunt date tehnice. Haideți să o ascultăm pe doamna Geta din Dej, să vedem ce probleme are. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Eu sunt întreb pe domnul doctor, ortoped. Da. În urmă, cu 3 ani, s-a depistat un chistosos femural și cu luna au ceva dureri la nivelul șoldului. Chistul e de 1,55 pe cos femural pe partea dreaptă. În urmă cu cât timp s-a depistat? În 2013. În 2013. Printr-o radiografie. Ar trebui repetat examenul radiologic pentru a vedea dacă a evoluat sau nu a evoluat. Un chist osos, un encondrom, deci o formațiune, pentru că într-o zonă neportantă, dacă nu a evoluat, poate să nu fie cel care practic să producă durerea. El este descoperit accidental cu alte ocazii, cu ocazia unei examinări pentru o altă afecțiune. Dar în mod, deci trebuie repetată radiografia. Ar fi foarte bine dacă ați păstrat radiografia veche, pentru că se face, trebuie comparate cele două imagini și în cazul în care se constată ceva suspect la nivelul o evoluție a imaginii respective, ar trebui făcut o investigație în altă performanță. Pentru a vedea. Care este această investigație de înaltă performanță? CT-RMN. Aici se pot, datele pot fi obținute, date suplimentare de la ambele. CT și sau RMN. Așadar, ați auzit, doamna Geta, e important să repetați acea radiografie și dacă va fi nevoie, medicul ortoped vă va trimite și la alte investigații. Vă dorim multă sănătate. Se rămână mult. O seară bună în continuare. Așadar, articulația artificială de genunchi este o intervenție dificilă, se poate face la orice vârstă, trebuie schimbată după o anumită perioadă? Exact. Deci este o intervenție de amploare, este o intervenție mare. Se poate face la orice vârstă. După cum m-ați întrebat, se poate face la orice vârstă. Un aspect care am discutat un picuț vis-a-vis de uzura. Protezele în timp se uzează. Deci chiar și protezele aspect, se exact. Uzează, nu doar articulația da. Noastră naturală. Credeam că ele sunt mai rezistente. Cam în cât timp se uzează? Majoritatea protezelor sunt folosite în jur de 15 ani. După 15 ani, în jur de 15 ani, e necesară schimbarea acestora, revizia lor cu proteze. Tot așa cu proteză mai mare, proteză de revizie, sunt o proteză, o intervenție chirurgicală și mai dificilă, pentru că apar defecte osoase. Și ăsta ar fi un motiv pentru care intervenția chirurgicală este bine să nu fie făcută la pacienții foarte tineri. Dar nu este neapărat vârsta, nu contraindică o intervenție de artroplastie. Dacă este o artroză avansată care invalidează persoana respectivă, chiar dacă este o persoană tânără, trebuie făcută intervenția chirurgicală, pentru că nu poate să... Dar doar dacă, așa cum spuneați, este blocată exact. Totală articulația respectivă. Dacă este o artroză avansată, pacientul nu poate să aibă o viață normală, trebuie făcută intervenția chirurgicală. Dar altfel nu este recomandabil unei persoane tinere. Mai avem un telespectator, domnul Traian din Baia Mare. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Da, noi vă auzim! Da? Am o osteomelită cronică. Auzim! Am o osteomelită cronică, dacă îmi poate indica, domnul doctor, cam de 24 de ani, numai nu se închide. A fost acela Baia Mare, nu s-a legat niciun doctor de ea. Ce vârstă aveți? 62. Deci, domnul Traian, doamna doctor,
Ce puteți să-l sfătuiți pe domnul Traian? Cred că aici ar trebui tot soțul să răspundă, da, pentru că este apanajul lui, să zic așa. Da. Deci osteomielita cronică, infecția osului, care s-a cronicizat. Într-adevăr, de foarte mult ani, e o afecțiune foarte greu de tratat, poate fi chiar imposibil de tratat, pentru că germenii, boala, deci osteomielita, germenii pot rămâne cantonați la o anumită zonă la nivelul osului și în momentul în care un traumatism local, din diferite motive, scăderea imunității, fac ca boala să acutizeze, să reapară simptomele. Și atunci ce variante ar avea domnul să scape probabil de simptomele neplăcute? Deci tratamentul, cum am zis, este dificil, trebuie stabilit un diagnostic cu exactitate, trebuie recoltate probele la nivelul secreției, trebuie văzut ce germene este, la ce antibiotice este sensibil, contează foarte mult zona unde este localizată ulterior poate interveni chirurgical cu curățarea zonei respective, poate fi necesară chiar o osteosinteză dacă osul rămâne cu risc de fractură. Există acum diferite dispozitive, diferite, așa zis, sperle, deci este, care liberează. Este dificil, local, dar nu imposibil. Trebuie încercat tratamentul, trebuie înțeles aspectul acesta că poate în orice moment. Spunea că la Baia Mare nu s-a legat nimeni. Dacă vine la Cluj, vă legați de... Trebuie să vin, să vedem despre ce este vorba și în momentul respectiv îi explic ce se poate face în momentul acesta și ce putem... Trebuie să vină să fie investigat în primul rând și apoi veți putea să îi spuneți ce opțiuni are. Multă sănătate, domnul Traian, vă dorim și mulțumim pentru că ne urmăriți, dar sperăm că veți da curs sfatului domnului doctor și... Aș veni la Cluj, da? Da. Puteți veni la Spitalul Militar, veniți cu un bilet de trimitere de la medicul dumneavoastră de familie. Se poate programa pe internet? Se pot face și programări pe internet la noi, la spital. Se poate programa printr-un telefon la fișier, la fișierul din ambulatorul de specialitate și se fac programări în toate, orice cabinet, practic, din ambulatorul de specialitate, inclusiv la ortopedie. La ortopedie. Va trebui, deci, să vă programați la Spitalul Militar, la ortopedie, la domnul doctor Claudiu Chitea. Mulțumim mult pentru că ne urmăriți încă o dată și multă sănătate! Haideți să revenim și la doamna doctor Mihaela Chitea, reumatolog. Nu am vorbit deloc despre tratamentele balneare. Sunt eficiente? Care anume băi ne-ar putea ajuta? În ce stadiu al bolii? E adevărat că sunt eficiente. De fapt, ele completează tratamentul non-farmacologic. Ce băi sunt indicate? De obicei, băile sărate. Deci ar putea să meargă acum perii în jurul... În extra sezon, să zicem așa. Pot să beneficieze cură de 7-10 zile. Acolo, bineînțeles, vor fi examinați de medici de specialitate care vor stabili indicațiile respective. Ce fel de proceduri, dacă este necesar, dacă trebuie să facă doar hidroterapie. Este foarte important ca în momentul în care se recomandă o cură balneară sau un tratament fizical, pacientul să nu fie în puseu. Deci să nu, deci să nu aibă fie în faza acută. Faza acută, să nu fie reactanții de faza acută, VSH-ul, proteina C-reactivă crescută, pentru că atunci se reactivează, de fapt, procesul inflamator și, în loc să-l ajute, îi face mai mult rău. Băile termale sunt indicate? Acum depinde și de comorbidități. Bineînțeles că sunt indicate, dar depinde și de toleranța individuală. Sunt pacienți care nu s-au simțit foarte bine, deși li s-a indicat această cură termală, și au zis că, din contra, au venit mai rău decât s-au dus. Bine, medicul balneolog, de fapt, este cel care recomandă, zis, sigur, trebuie aceste să fie tratamente. Văzut, este o altă specialitate, trebuie să... Dar trebuie care consulta. Conlucrează, probabil, exact, cu reumatologul și... Avem colegi la spitalul de recuperare cu care colaborăm, trimitem pacienții să fie văzuți și realmente sunt ajutați. Ambulatoriu sau cu Iar gimnastica, spuneați că e importantă.
Cu toate că pacientul având dureri s-ar putea să aibă o reținere în a face mișcare. E bine totuși să forțeze, să spunem. Trebuie așa, să facă exerciții la limita durerii. Cum să nu? Pentru că altfel există risc. Deci pacientul involuntar adoptă o poziție antalgică, nu mai uzitează, nu mai folosește articulația și atunci există riscul. Deci trebuie folosită, dar mișcări ușoare. Se limitează, de ușoare. Fapt, mișcările în articulația respectivă. Deci la limita durerii și progresiv crește și intensitatea acestora și în puseu nu se fac și ulterior crește intensitatea acestora și amplitudinea în funcție de de evoluția pacientului. Durerea. Din păcate, timpul s-a scurs foarte repede. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul TVR Cluj. Vă mai așteptăm pentru că mai avem multe articulații despre care nu am discutat și care provoacă probleme. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori. Sunt Corina Ionuț și până data viitoare vă doresc toate cele bune și să fiți sănătoși. La revedere!